Cine? Mulțumesc! Iată că deschidem aici, la Uniunea Scriitorilor, astăzi, o pagină de calendar pe care găsim efigia lui Ion Gheorghiță. Ion Gheorghiță, colegul nostru de ieri, dar și de azi, dintotdeauna, de la cărui naștere se împlinesc astăzi 2 aprilie 2019, 80 de ani. A plecat dintre noi prea devreme, mult prea devreme, printr-un accident al destinului și noi nici până astăzi nu ne putem împăca cu această plecare prematură la cele veșnice a colegului și prietenului nostru Ion Gheorghiță. Un scriitor aflat în plină forță creatoare, în plină energie creație, energie fizică, energie spirituală. Un scriitor care se manifesta plenar în mai multe genuri, în poezie, cultivând și forma fixă, poezia în vers liber, apoi forma fixă, cum este sonetul, în genul literaturii pentru copii, unde a excelat. În domeniul traducerii, unde de asemenea a excelat, unde a dat, pe lângă altele, pe lângă multe altele, a dat integrala lirică Șevcenco. Marele cobzar al lui Taras Șevcenco este tradus din ucraineană de către Ion Gheorghiță. Este una din variante. O altă variantă aparține lui Ion Cosmei de la Suceava, cine l-a cunoscut. De asemenea, o traducere remarcabilă. În paranteză fiind spus, al lui Șevcenco. Ion Gheorghiță a fost unul dintre, și aici nu exagerăm cu nicio iortă, a fost unul dintre artizanii sau arhitecții mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80 a secolului trecut, 20, mișcare care a luat naștere aici, în acest spațiu, la Uniunea Scriitorilor de Republica Moldova. Ion Gheorghiță, după cum știm bine, mulți dintre cei prezenți, se află aici și domnul Beșleagă, și domnul Ion Ciocanu, și Ion Mănăscurtă, și Titus Știrbu, și Dumitru Apetri, și alți scriitori, Ion Țibuleac, Mihai Poiată, care și Ana Bantoș, dar scuzați-mă, nu o să vă prezint pe rând la timpul potrivit, care știu cum au decurs evenimentele din acea perioadă. El a făcut parte, Ion Gheorghiță, dintre puținii membri a acelei grupe de șoc, aș zice, care a pornit mișcarea de renaștere națională, care a plecat la Moscova, la Kremlin, la Gorbaciov, cu primele liste ale noastre de revendicări, de sugestii, proteste. El este unul dintre cei care au umblat de la o casă la alta pentru a lua niște semnături în acest sens, pentru a convinge scriitorii, în primul rând, intelectualii, să semneze în dreptul numelor lor din acele emblematice, spunem noi astăzi, liste cu revendicări. Ion Gheorghiță era la acea oră un scriitor care avea în palmaresul lui mai multe cărți, le regăsim iată aici, în această mică expoziție pe care a organizat-o Muzeul nostru de Literatură și colegii noștri de la echipa Uniunii Scriitorilor.
Semnatarul altor cărți de poezie, are binecunoscută colecție în care a apărut Mărul Discordii în 1969, această familiară pentru mine, cel puțin, Cărticii neliniști matinale, pentru că a fost una dintre puține, din primele cărți apărute la editura Ușgorod, din Bucovina, Cernăuți. Ion Gărghiță, debutând în acel an, 1969, cu două cărți. Deci, neliniști matinale și Mărul Discordii și alte atâtea cărți. Ai excelat, zic eu, literatura pentru copii. Avea un dar deosebit și noi, cei care l-am cunoscut, știm. Am avut bucuria să fiu împreună cu el, cu Ion Batamaru și cu Ion Vieru, cu alți colegi, la mai multe întâlniri, prin școli, case de cultură. Avea un dar deosebit de a comunica cu mici, cu copii, identificându-se pur și simplu cu psihologia și logica copiilor. Întâlnirile cu el erau adevărate spectacole de poezie. Regăsim astăzi mai multe poezii care rămân, care au la bază motive folclorice, foarte frumoase, dacă vă amintiți, fluturile de pe floarea neagră. Există fluture negru? Nu există fluture negru. Așa se încheie poezia. De ce? Un motiv japonez. Pentru că nici floare neagră nu există. Sau treceam pe lângă o moară și am văzut o cioară. Și am scos cioara și am las-o să se usuce. Și așa mai departe. Un joc foarte interesant. Sau cu rața care se duce la piață și cu elefantul care trece prin urechile acului, pe drumul bumbacului, dacă vă amintiți. Am recitit așa, unele dintre ele sunt în această carte, pe care acum 10 ani a scos-o Mihai Cimpoi, versuri, temerea frunzelor. Deci este o antologie de autor care adună selecții din poezia lui și inclusiv din poezia pentru copii. Ion Gărghiță, din nefericire, și de bine este, stimată familie Gărghiță, în primul rând, stimați colegi, poate și noi suntem de vină, dar, în general, timpurile pe care le trăim, s-a schimbat mult de atunci, de când a dispărut Ion Gărghiță, societatea noastră, viața noastră, viața Uniunii Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor, condiția de intelectual a suferit schimbări și mutații. Traversăm